Salutare toată lumea și bine v-am găsit la un episod de GTA San Andreas Multiplayer. Da. În acest episod vreau să discutăm câteva chestii importante și da, să jucăm GTA, logic, pentru că asta vom face în seria de GTA San Andreas Multiplayer. În primul rând vreau să vă zic că mi-a fost blocat contul deoarece m-am logat de pe un Windows nou pe el și nu pot să-l sleșit. Nu știu, opa, nu pot să-l sleșit. Și nu pot să-l sleșit shop, mi se pare. Da. O să așteptăm 72 de ore. Mă gândesc că nu o să mă deranjeze la joburi, habar nu am dacă o să pot să muncesc sau nu, dar slash pay mai pot să dau, slash transfer. Deci practic nu poți să faci nimic, e ca și cum ți-ar fura cineva contul și tu nu poți practic să faci nimica, deoarece, da, dacă îți fură cineva contul, vă dați seama că o să-și transmit, o să-și dea toată averea ta pe contul lui, nu? Deci practic asta este securitatea, n-am ce să fac. Mi-am instalat Windows-ul deoarece mergea foarte greu CSGO-ul și GTA 5 și toate astea din cauza modurilor de seamă că erau virusate unele, mă rog, am rezolvat problema și da, hai să ne... O să dăm park la merit și o să mergem la jobul de farmer. Nu știu dacă merge asta, vreau să zic dacă merge să muncesc când nu... Opa. Când am contul blocat. Așa. Am dat sunor mai ce la GTA pentru că nu știu cât de tare m-audio. Și da, mă, fraților, să mergem în LS să vedem. Wow, m-am bușit. Le-am rupt-o, frate. Da. O să mergem în LS să vedem dacă mergem să muncim cu mașina... cu mașina, doamne, acum mi-am bușit mașina și aveam în minte că am mașina bușită, știi că la mine, dacă mergem să muncim cu mașina bușită. Dacă mergem să muncim cu contul blocat, pentru că asta habar nu am. Punctele de respect se pun, asta e foarte șmecher. Eu am făcut și noi level 11, 20 din 35, oh my god, 20 din 35 de puncte de respect. Fac și eu până mâine level up. Da. Și hai să vedem ce putem să facem în acest episod, pentru că eu habar nu am. Da. Sunt foarte obosit, de-abia am venit de la școală. La ora 3 am venit, da, m-am și uitat la un film. Și am zis, hai frate, să filmez și un episod de sam, pentru că trebuie să postez astăzi, dar o să-l postez mâine, pentru că pe astăzi deja am episod, adică l-am postat la ora 3. Pana mea. Și da, o să continuăm cu seria asta cu episoade zilnice, pentru că vă place foarte mult și, na, îmi place și mie joculețul acesta foarte mult, chiar dacă e un joc vechi, chiar joacă lumea 672 de player, deci da. Hai să mergem și noi la fermă, bă, e ceva, pentru că eu unde eu stai aici acum, o să iau pe drum, bă, nu mai e chiar mult, dar e ceva, până la urmă, adică trebuie să merg pe drumul ăsta, așa, tot așa. Și, nu, wow, ce la fix, era să mă duc la vale. O să-mi iau și moduri noi, pentru că, pana mea, adică, plictisitoare episoadele cu aceleași moduri, să zice. Plictisitoare episoade cu aceleași moduri, acum că n-am ce moduri să mai bag, na, o să-mi bag un NB ceva, nu știu, văd de ce să mai bag, dar o să-mi bag ceva moduri. Din episoadele următoare s-ar putea să am și moduri, habar n-am. Deci da. Hai să vedem. Ci că să dau timpul înapoi, pe că e imposibil. Bă, și dacă... Așa să dau. Ai o poreclă, dacă da, nu o pot spune. Nu, fiți sănătate și lasă aia. Sincer, și eu mi-aș dori chestia asta, cu dată timpul înapoi, dacă s-ar putea, bine, nu se poate, logica. Vă dau și eu. Și aș folosi eu la școală, adică... Când dăm un test, prima dată nu o să scriu nimic, pur și simplu o să văd după aia, după ce ne-o corectat textul, testul, ce era corect și ce notă am luat. Iar după aia sau nu. Aș vrea puterea de oprire a timpului. Adică, vă dați seama ce șmecher ar fi să poți să oprești timpul? Adică, la test, la mate, oprești timpul, te duci la colega, citești ce-o scris și dinapoi pornești timpul și scrii. Sau, când vrei să dormi, oprești timpul, dormi două zile și după aia te trezești. Dimineața cu un chef dornic de viață. Adică, poți să nu dormi toată noaptea când merg la școală, după aia la ora... 6 și 50 de minute opresc timpul, mă culc 2-3 ore, ce 2-3 ore, mă culc și mai mult dacă n-am dormit toată noaptea, mă culc dracu 10 ore. Și după mă trezesc tot la ora 6:50, pornesc timpul și gata, mă duc la școală. Asta ar fi chiar șmecher cu oprirea timpului. Cu datul timpului înapoi, nu înțeleg cu ce te-ar ajuta foarte mult. Nu știu, asta chiar nu știu.
Poate să fie începutul vacanței mari? Poate de asta ai așa timpul înapoi? Da, poate de asta ai așa timpul înapoi. Dar așa chiar habar nu am. Oricum, hai să vedem că deja ne-am cam băgat în discuții. Sincer, eu nu mi-aș dori timpul înapoi, mi-aș dori oprirea timpului. Asta e cea mai OP chestie. Adică, ce chestii puteți să faceți? Adică, să ajung, nu știu, pur și simplu, nu știu, aș putea să fac nu știu câte chestii. Asta e ce zic eu. Adică, ziceți și voi în comentarii ce v-ați dori, oprirea timpului sau datul timpului înapoi, nu știu. Eu zic oprirea timpului, mi se pare cea mai OP chestie, adică, vă gândiți și voi la chestia asta? Da. Bă, n-am mai jucat show de ceva zile, pentru că știți că eu filmez episoade în avans. Dar na. Ce să zic? Asta e. Filmez episoadele în avans, adică, de exemplu, voi când vedeți episodul ăsta, o să fie gen, eu îl filmez pe 21, dar voi s-ar putea să-l vedeți pe 27-28, pentru că eu deocamdată am episoade foarte multe filmate. De fapt, nu mai am chiar așa de multe filmate, dar totuși am destul de multe episoade filmate pentru YouTube. Deci, da, deocamdată nu o să mai fie nevoie să filmez. Dar eu vreau să le filmez pur și simplu pentru că eu când mă joc să am și fac ceva cât de cât interesant sau am subiecte de discuții, tot timpul vreau să filmez ca să... Na, pana mea. V-ați prins voi. Nu cred că asta... Nici nu... Stai așa. Oare dacă am contul blocat, pot să dau buy level? Mă lasă. Asta e foarte, 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 foarte șmeier. Pentru că s-ar putea să avem... Ba, nu, ba, nu, s-ar putea să nu avem probleme. Pentru că am crezut că o să fie prea scump level up-ul, dar nu e prea scump. Așa. Mă joc GTA 5, Battlefield, Battlefield. Bă, cum se zice asta, chestia asta? Deci tot timpul am avut probleme. Battle, adică de la bătaie, Battle, nu știu. Field, Battlefield. Bă, așa, bă, zice. Slash ID spliff. Nu. Așa se numește SPLEFF. A, are 180 de FPS-uri. Hai, că nici n-are un PC bombă. Bine, eu am 95 FPS-uri, 98-100 pentru că n-am frame unlimited sau cum se numește. Dar, da, are PC foarte bun, adică are, na, pana mea. Și eu pot să-mi bag chestia să am și eu 150 FPS-uri, 160, 180, nu știu. Dar nu văd cu ce te ajută pentru că merge să am putut la fel. Unde am parcat mașina? Am parcat-o acolo, perfect. Hai să mai facem câteva ture pe aici. Acum ne urcăm pe aici, o luăm acolo pe chestia asta și acolo pe aici. Și am ajuns. 54 de kg de făină, aia înseamnă vreo 54.000 de dolari. Eu acum muncesc mai mult pentru că, normal, la banii mei n-aș avea de ce să mai muncesc doar când nu mai am bani, dar acum vreau să muncesc pentru că v-am zis și pe live, pentru că o să fac un giveaway cât mai curând cu un caca, care e destul de mult, dacă vrei să muncești pentru el, nu o să poți să faci rost de el. Așa, adică o să poți să faci rost, dar foarte greu, deci nu merită să muncești pentru un caca. Da, o să fac un giveaway cu un caca și plus că un caca în plus e ceva. O să fac giveaway în curând, nu știu când, deocamdată am și eu 21 caca acolo în bancă, numai că... Ei, am nevoie de ei pentru bancă, doamne, pentru casă, pentru că... Na, pana mea. Mai vreau să fac câteva upgrade-uri la... Update-uri sau upgrade-uri? Nu, upgrade-uri, pana mea. Adică când zici că s-au updatat un joc, nu zici că s-au upgradat un joc. Dacă vrei să upgradezi ceva, adică va veni să-i pui tunaje la mașini și chestii, se numește upgradat, nu updatat, nu? Nu știu, corectați-mă. Nu poți da... De ce nu poți da slash id, mane? Asta nu e nicio... Nu pot să dau slash it pentru că normal în magazine, când ai slash it, îți ia din bani și dacă îți fură unul contul și dă slash it în continuu, cam ți-a stricat toți banii. De aia nu poți. Dar mi se pare o tâmpenie să-ți blocheze contul cei de la Bugged, scrie instalat Windows-ul, for fuck's sake, adică, na. Da. Bă, să zic un pic, să văd ceva, să văd ceva, să văd ceva. Am ieșit din clan. RIP! Salut, bosulica! Sal! Nope, sorry. Oricât ar oferi băiatul, mă duci undeva. Dă-i fă.
Ai, bosulică, du-mă tu undeva pe mine? No problem. Hai să vedem o conduce băiatul ăsta. Așa pe bară să neală. A, vrea să se ducă undeva mai departe, cred că. Slash ID 113. Bă, are level 11, deci s-ar putea să ne luăm mare schemă acum, pentru că el vrea să se ducă undeva, acum am dă slash eject și m-am dus. Și nu o să mai pot folo... nu o să pot să-i dau respawn la mașină până iese el din ea. RIP. Da. Hai să vedem unde se duce, că eu sunt chiar curios. Mulți îmi cer să le vând lor mașina, dar decât să-mi iei mașina mea cu 1,6 km, care o vând mai scump și logic, pentru că 1,6 km, na, până mea, adică o vând cu 500-600 km mai scump. Normal, mașina asta în dealership e 1,5 km sau ceva de genul. Eu am dat 2,8 km. Am făcut kilometri pe ea, o să o dau la 3,4 km. Păi ce recumă, de la 1,5 km dai 3,4? Atât ai, asta e prețul meu pentru ea, dar nu vreau să o vând. Am zis, nu-i de vânzare? Bravo! Bravo! Ce mă face drifturi cu ea? Hai mă, ce face? Unde mă duce? Bă, stop, se plimbă prin aeroport cu ea. Hai, busulică, ce faci? Mersi, dar nu trebuie. Pe 113. Nu pot! Fuck! Nu vreau să dau banii înapoi! Rip! Nu e mavericului! Ripi, ripi, ripi! Asta e, te mai las, te plimbi. Te mai las să te plimbi, că mă duc berebe puțin. Ai grijă să nu bubui mașina. Du-te și repară. Du-te și... Ai, coaie, really? Rip. Oricum, fraților, sper că v-a plăcut acest episod. Nu e bai. Ai dat banii pentru asigurare. Mersi mult. O, fraților, sper că v-a plăcut acest episod. Nu ezitați să de subscribe și ne vedem în episodul următor. Bye, bye.